construite de noi, construite de oameni, în disarmonie totală cu natura. Cu natura noastră ca oameni. Așa este. Asta un aviz făuritorilor de legi din România. Și nu numai din România, de pretutindeni. Asta am vrut să subliniez. Și vă rog frumos să continuați. Sunt legi sociale care ne distrug, care ne îmbolnăvesc. Exact. Și voiam să spun că, fiind omnivori, ca orice omnivor, noi trebuie să învățăm să mâncăm. Omul ca specie nu se naște cu instinctul de a mânca corect, așa cum se nasc, spre exemplu, carnivorele obligate. Pisica știe ce trebuie să mănânce în mod instinctiv și nu va mânca orez decât dacă îi dăm noi și o forțăm. Și lucrul acesta se vede foarte clar asupra animalelor de companie. Și aș vrea să dau acest exemplu pentru a arăta cât de important pentru sănătatea noastră este să știm, să învățăm să mâncăm. Iată o ființă care în mod natural nu se îmbolnăvește de boli ale omului, pisica, da? Când devine pisică de apartament și noi o tratăm cu alimentele noastre, îi perturbăm stilul ei de viață și o ținem tot timpul în cameră, se îmbolnăvește de ce credem, de bolile civilizației moderne. Pisică care face diabet, pisică care face cancer, pisică care devine obeză. Nu există obezitatea, nu este cunoscută în natură, ea este caracteristică numai omului. Nu există în mod natural ființe obeze, în accepțiunea obezității umane, decât omul și animalele lui pe care le-a domesticit și le-a îmbolnăvit. Cred că nu mai e cazul să continui, să aduc argumente că poate înainte de orice este nu numai derizoriu, nu numai primitiv, este existențialmente necesar să discutăm despre mâncare și despre calitatea mâncării, despre integrarea mâncării într-o dietă și despre integrarea dietei într-un stil de viață. Pentru că stilul de viață modern este din nou în disarmonie cu bioritmurile noastre, este în disarmonie cu fiziologia noastră, este în disarmonie cu esența noastră de ființă socială inteligentă. Da, domn profesor. Toată lumea discută de vreo 10-15 ani încoace despre noua ordine mondială. Noua ordine mondială în sus, noua ordine mondială în jos, cofii, copății, apar și fabulații, apar tot felul de conspirații, teorii, apropo de noua ordine mondială. Domn profesor, dar despre noua ordine alimentară, titlul emisiunii noastre și titlul unei celebre cărți a dumneavoastră, de ce nu vorbește nimeni? Ea este o realitate. Este o realitate a lumii vii. Ordinea alimentară. Ordinea alimentară naturală se regăsește, cum am spus, în lanțurile trofice naturale. Omul a perturbat aceste lanțuri trofice naturale, arogându-și dreptul de a consuma o cantitate mai mare de biomasă decât cea rezervată pentru propria ei biomasă. Da. Acum vorbesc în niște termeni ai ecologiei și care ne arată cât de importantă este mâncarea pe pământ, pentru că fără ea nu pot exista specii, nu poate exista viață, pentru că, așa cum am spus, piramida trofică, lanțurile alimentare naturale sunt cele care vehiculează ce? În principal, energia și informația de la soare. Ne-am gândit vreodată că noi, de fapt, mâncăm alimente care provin din soare. De ce provin din soare și cum provin din soare? Haideți să facem o mică, e descris și în carte, prezentare de unde ne vin primordial alimentele. Alimentele, în marea lor parte, sau în mare parte a componentelor lor, sunt soare, transformat de plante în biomasa lor. Deci toate ființele vii care conțin clorofilă, că sunt plante superioare sau că sunt alge, ele pot stoca, pot recepta și stoca energia solară în niște legături chimice, generând biomasa lor, care în principal este formată din doi polimeri de, care stochează această energie și care se cheamă amidon
Amidon înseamnă pâine, spre exemplu, nu? Înseamnă mamă ligă, înseamnă paste făinoase. Și celuloză, care înseamnă fibre, fără de care nu putem rămâne sănătoși. Biomasa aceasta primară, creată de ființele care pot primi și stoca energia și informația de la soare, prin energia electromagnetică, generează mâncarea pentru toate celelalte ființe, care sunt consumatorii secundari. Adică sunt erbivorele care mănâncă plantele și creează carne, da? Iată un lanț trofic scurt la om. Pășunea, da? Da, pășunea da, este da. Formată din zeci, sute de specii de plante, da. Care sunt mâncate de văcuțele noastre. Văcuțele noastre produc carne, transformă, deci, această biomasă primară, care provine de la soare în principal, da? Împreună cu apa și sărul minerale din sol, partea cealaltă este energie solară și informație solară, repet. O mănâncă văcuța, face lapte, face carne, pe care o mâncăm noi. Iată, noi suntem un integrator de lanț alimentar, suntem în vârful acestei piramide, pentru că mâncăm, nu, și direct biomasă primară, dar și indirect prin producătorii secundari, da. Care sunt erbivorele. Sigur, și așa este structurată viața pe pământ. Numai da, că da. Plantele nu pot stoca oricât de multă energie din soare. Și atunci biomasa primară este limitată. Dar ea este, să spunem așa, mămăliga aceea mare pe care trebuie să o mănânce toate speciile de pe pământ. Iar omul nu poate mânca o felie mai mare din această mămăligă decât îi este în mod natural da, alocat. Da. Și atunci, noua ordine alimentară constă în aceea că acele capete luminate de pe acest pământ, pentru că sunt capete luminate, poate nu se văd, poate că nu ele conduc direct, așa, au conștientizat lucrul acesta. Iar omenirea, ca specie și ca civilizație, din acest și din acest punct de vedere, se află la o răscruce. Tot existențială, evoluția ulterioară sau dispariția. Pentru că în momentul în care nu se face ceva în a reglementa acest buget, această, cum să-i spunem noi, comoară, care este mâncarea omenirii, da. Este evident că nu mai contează nimic altceva. Pentru că, așa cum spuneam, la baza piramidei Maslow stau necesitățile biologice, fiziologice primare, printre care este hrana. După aceea vine cultura, după aceea vin... Sigur, nu vreau să minimizez cu nimic toate celelalte care derivă de aici. Dar, cum a spus și dumneavoastră, în deschidere, și a spus foarte corect, sănătatea noastră fizică și mentală, performanțele noastre depind în mod direct de stilul nostru de alimentație, de stilul nostru de viață. Deci iată că nu putem disocia și iată că nu este primitiv să gândim așa. Este da. Esențialmente necesar da. 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 Să avem o nouă optică, să acordăm mâncării rolul existențial pe care îl are pentru fiecare individ și pentru societatea umană globală. Ați folosit o sintagmă plăcută, mâncarea omenirii. Și în clipa aceea m-am gândit la două lucruri apropo de mâncare. De obicei, omul de rând, omul obișnuit, așa, atunci când se referă la mâncare sau când se gândește la mâncare, automat sunt două calități, două tipuri de calități. Calități senzoriale, adică dacă miroase frumos, dacă are un gust plăcut, dacă are o culoare așa atrăgătoare. Și cealaltă calitate, calitatea nutrițională, la care nu prea gândim, asupra căreia nu prea medităm, nu ne oprim cu gândul în această zonă a calităților nutriționale ale alimentului. Vă aș ruga un scurt comentariu între aceste două tipuri de calități, pentru că, fără doar și poate, prevalează. Ce frumos miroase și să mănânc și eu. Dar nu ne gândim, mă, o fi bună pentru mine, pentru ficatul meu, nu o fi bună. Și o să ajungem să vă întreb imediat după treaba asta, după ce o faceți comentariul ăsta, despre celebrele de tristă celebritate, euri. Da, faceți comentariu cu cele două calități ale alimentelor. Dacă ale mâncării omenirii. Da, dacă îmi permite. Vă rog frumos. Aș mai încerca să conștientizăm un aspect al mâncării omenirii. Mâncarea este cea mai puternică armă. Mâncarea afectează în mod direct
siguranța și securitatea statelor, da, a lumii. Da, deci da, este, da. Este o mâncare, este o problemă de siguranță națională. Națională, categorie. Și atunci, cum e primitiv să gândim așa despre mâncare? Bun. Și nu o să mai repet, dar să știți că am fost puțin chiar șocat să aud din gura unui astfel de om că abordarea mâncării e una primitivă. Mare grădina lui Dumnezeu. Bun. Revenind, da, ce înțelegem prin calitatea alimentelor? Sigur, așa cum ați spus și dumneavoastră, natura ne-a înzestrat doar cu un set de senzori care pot să ne dea informații despre calitatea alimentului. În schimb, despre alte caracteristici care definesc calitatea alimentului, nu avem niciun fel de senzor, decât, dacă vreți, o constatare sintetică a faptului că fie suntem sănătoși, fie ne îmbolnăvim. Așa putem detecta. Dacă am mâncat o mâncare bună sau rea, din celelalte puncte de vedere, care sunt atributele calității alimentelor și care trebuie să îndeplinite simultan de un aliment? Este calitatea senzorială, de care ați vorbit dumneavoastră, culoare, gust, aromă, palatabilitate, deci tot ceea ce ne face plăcere, și chiar alimentul poate deveni adictiv, poate deveni un fel de drog prin calitățile senzoriale deosebite. Asta ne spun simțurile noastre. Deci putem să detectăm această calitate organoleptică, aceea alimentului de a fi foarte bun, de a fi savuros, de a fi nemaipomenit de gustos, da? Cu simțurile noastre. Dar calitatea, la fel de esențială, a alimentului este și cea nutrițională. Dacă alimentul ne hrănește, așa, ea este definitorie, pentru că dacă nu mai ne satisface plăcerile gustative, nu este absolut deloc suficient, ba chiar este foarte periculos. Pentru că primul factor care ne va arăta adversitatea supraorganoleptizării, a faptului că alimentele sunt nefiresc de bun, de bune făcute astăzi gustativ, ne poate duce ușor și rapid la supraponderalitate și obezitate. Deci un aliment sănătos nu trebuie să ne îngrașe. Calitatea lui nutrițională, calitatea nutrițională a caloriilor este extrem de importantă, deci cât ne hrănește un aliment. Și a treia caracteristică care definește calitatea unui aliment și pe care din nou nu putem detecta cu simțurile noastre, așa cum nu putem detecta, repet, cu simțurile noastre calitatea nutrițională. Dumneavoastră puteți, dacă vă dau acum să consumați un măr, să-mi spuneți câtă vitamina C are acel măr și vă dau după aia un alt măr să-mi spuneți acela cât are. Sau așa mai departe. Niciunul dintre noi nu putem detecta câte vitamine are un aliment, câte minerale are un aliment, cât calciu are un aliment, spre exemplu. Cine poate detecta cu simțurile? Nimeni nu poate. Da. La fel cum nimeni nu poate detecta a treia, repet, categorie de atribute ale calității alimentului, inocuitatea alimentului sau salubritatea alimentului, aceea ca alimentul nu trebuie să fie contaminat.